Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare cu oracolul magic pentru dorință. Să vedem dacă în decurs de o lună se îndeplinește o dorință. În curând, cel mult o lună din momentul în care vizionați acest video, este o etalare atemporală așadar. Pentru zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn, așadar gândiți-vă, concentrați-vă pe o dorință. Și să vedem dacă în decurs de o lună se va îndeplini, în curând, mai devreme chiar. Am început cu zodia Taur. Taur sau ascendent Taur. Să vedem ce spun cărțile. Să știți că veți găsi soluții, poate și un drum lung va juca un rol foarte important pentru voi, vă puteți elibera de ceva, veți dori mai multă libertate, veți dori poate să plecați undeva, să călătoriți, să faceți un drum, poate și de vacanță, dar poate și pentru un interes. Să vedem ce dezvăluie. Deci vă vedeți că pot veni niște vești, vă puteți schimba, poate unii vreți să vă schimbați domiciliul, actele, ceva. Vedem cum se va împlini și cât de repede se poate împlini. Zodia de pământ, taur, ascendent taur. Vedem ce dezvăluie oracolul pentru această variantă. Nu prea se grăbesc cărțile să vă... Ba da, se îndeplinește, dar poate că vă trebuie mai multă răbdare, mai multă încredere în voi, pentru că poate fi drumul lung, să spunem, dar poate dura pe viață. E o chestiune care, orică trebuie să vă gândiți și la viitor, că e o chestie care poate dura în timp. Și atunci trebuie să o luați, revină, vă este, s-ar putea să nu fie tocmai cea care o așteptați voi, să știți. Deci, la voi aici e puțin o dificultate, deci s-ar putea să întârzie dorința voastră, pentru că întâi de toate s-ar putea să primiți o veste neprevăzută, care nu prea vă face plăcere. Și asta s-ar putea să întârzie dorința voastră, să fie mai târziu decât v-ați așteptat, pentru că întârzie ceva, apare ceva neprevăzut pentru voi. Poate de aceea apare această schimbare de acte, poate aveți nevoie de a vă schimba, face altceva sau... Văd aici poate apărea o schimbare, o de domiciliu, trebuie să vă schimbați actele sau trebuie să vă schimbați locul de muncă, să plecați în altă parte, să vă gândiți și la consecințe, cum ar veni, pentru că e o chestiune care poate dura în timp. Cam astea din ce văd aici. Da, deci dorința s-ar putea să întârzie. Nu că nu s-ar îndeplini, ci doar că poate avea niște obstacole pentru că apare ceva neprevăzut înainte. Trebuie să găsiți o soluție mai bună. Poate că nu a spus dorința cum cea mai potrivită sau cumva trebuie să vă gândiți la consecință. Că e că atunci când vrei luna de pe cer, s-ar putea să te trezești cu ea, că ți intră în casă, vine la tine. El, obții luna, ajungi tu pe lună, poți să o ai, să fie a ta. Dar ce faci cu ea? Da, cam asta e o situație, că poți să obții și apoi să te trezești că nu ți este de folos sau nu te descurci sau îți aduce greutăți. Vine o dorință, vine la pachet și cu niște consecințe. Haideți să vedem și pentru zodia fecioară, așa vedem fecioară, ce dezvăluie oracolul magic. Se îndeplinește dorința în decurs de o lună? Vedem ce spun cărțile. Acum, bineînțeles, e vorba de putere intuitivă, generală, e un joc intuitiv. Dacă rezonează cu ceea ce știți voi, atunci înseamnă că poate are vreo însemnătate pentru voi. Vin vești la voi, un prieten va juca un rol foarte important, niște prietenii pentru voi, copiii pot și ei juca un rol important, niște noutăți, poate și legate de acte. Bani pot veni, dar totuși aici... Văd că aveți și niște pagube, un stres, niște neplăceri care pot veni și din cauza unor persoane păguboase sau unor datorii, poate, unor pagube, faptul că nu aveți răbdare sau stresul. Stresul vă poate duce într-un dezastru, ca și cum te enervezi, te stresezi de ceva și te îmbolnăvești sau te enervezi și strici. Vin vești, dar mai întârziate puțin. Deci vin vești, așteptați-vă la vești.
dar puțin întârziată. Deci, vi se îndeplinește dorința, dar s-ar putea pentru că eu vezi să întârzie puțin ceva. Nu dacă mi-apare o altă carte mai... trebuie să vă eliberați, da, de se va îndeplini dorința, dar trebuie să vă eliberați de ceva. Trebuie să vă... poate să aveți mai mult curaj, poate trebuie să aveți voi... să aveți o inițiativă, să vă eliberați niște temeri, niște frici, de un stres. Da, exact, vă trebuie mai multă stabilitate, ceva mai, să vă simțiți mai sigur pe voi, cumva, pentru că asta întârzie și faptul că nu aveți încredere, că nu sunteți optimiști, că aveți o energie puțin de curățat, dar sigur se îndeplinește. Chiar dacă vine ea puțin cu întârziere, asta mi-a garanția că se îndeplinește. Cumva, această vezi, și întârzierea aceasta va duce o soluție, într-un fel sau altul. Că văd că are legătură poate cu banii, cu familia, deci cu siguranță veți găsi soluții, veți fi ajutați. Veți fi ajutați. Da, deci veți obține ceea ce vă doriți voi. Da, se îndeplinește. Se îndeplinește. Dar poate apărea o mică dificultate. Am zis din ce cauză, că norocul vostru este puțin, sau oportunitatea, sau situația este puțin mâncată de niște șoriceni, sau de un stres, de o nesiguranță de sine, cumva, și vă veți elibera de toate acestea și apoi cu siguranță, da, uite, aveți și îngerul, e cam supărat îngerașul, să știți. Aici poate lipsa de credință, nesinceritatea față de ceva, față de voi, poate, trebuie să vă fiți mai sinceri cu voi, să nu vă amăgiți, să vă eliberați de, să vă faceți poate iluzii sau cumva, deci veștile vin, poate sau trebuie să știți cum să comunicați mai clar, ca să puteți obține ceea ce vă doriți, că se îndeplinește. Poate prin credință vă veți elibera de niște frici temeri, de niște situații stresante, vă veți limpezi gândurile și cu siguranță se va îndeplini. Haideți să vedem și la varianta zodiilor de pământ, Capricorn, ascendent Capricorn. Dacă dorința se va îndeplini. Deci la zodia fecioară se îndeplinește, noi și la zodia de pământ Capricorn, ascendent Capricorn, dacă se îndeplinește dorința, cum se îndeplinește. Casa, familia joacă un rol important pentru voi, un parteneriat, un partener, credința, să știți, și la voi joacă un rol foarte important. Și voi vă veți elibera de o situație. Da, vi se îndeplinește, foarte posibil că se îndeplinește în decurs de o lună, în momentul în care vizionați acest video, pentru că văd că aveți aici o situație care vă eliberați de ceva, de o grijă, de o teamă, de o frică, de o situație, cumva veți rupe niște legături cu cineva, veți schimba ceva, poate mai puternic în viața voastră, ceva se va schimba. Și, într-adevăr, un copil poate joacă un rol foarte important. Văd aici că vă veți bucura, veți avea niște bucurii, vă veți curăța sufletul, veți deveni mai puri, așa ca un copil, mai vesel, veți avea motive de bucurie și aveți și noroc. Poate că vă ajută, deci aveți mult, toate cărțile au și drepte, extraordinar. Deci foarte rar să iasă trei imagini drepte într-o situație. Deci vă veți elibera de un stres, de niște griji. Un copil va aduce o moștenire, ceva. Nu știu, aveți aici niște bani, niște reușite, aveți niște oportunități, un noroc. Aveți noroc, poate printr-un copil, poate printr-o noutate. Și vă vine și o veste bună, un act, un contract. Deci, ce să zic, pot apărea niște vești extraordinare pe voi, pentru zodia Capricorn. Un contract, un act, vă eliberează o situație, apare un copil, poate faceți un copil, faceți acte pentru copil. Aici pot fi și astfel de situații. Da? Deci, văd că veți avea motive de bucurie, dar și toate drepte, deci extraordinar, patru cărți drepte, foarte, foarte rar se întâmplă așa ceva. Deci, foarte, foarte rar. Și înțelepciunea va juca un rol important. Veți mai studia. Aici, cumva, sunteți puțin, ați avut poate și o lipsă de înțelepciune sau veți avea, dar cumva, noroc, chiar și așa, cu lipsa aceasta de înțelepciune, v-a adus totuși o oportunitate, un noroc. Totuși, chiar și lipsa voastră de înțelepciune, văd că studiile pot juca un rol pentru voi, înțelepciunea, răbdarea, poate chestia de răbdare, de a fi cu înțelepciune.
Cam asta din ce văd aici, deci vă văd că da, vi se îndeplinește, vine o veste, un contract, vine o noutate, vine o oportunitate să vă eliberați de ceva, de niște griji, să obțineți niște documente, niște acte, văd că vă veți bucura ca un copil de ceva. Deci apare pentru voi o bucurie neașteptată, o aventură, o noutate, se termină ceva și începe altceva, să zic așa, poate o nouă, o călătorie foarte curând, poate chiar faceți vreun drum pe undeva, participați la vreun eveniment, la vreun joc, la ceva, deci cumva vă văd aici, o, și încă una, deci și relațiile, deci ce să zic, aici mi-a ieșit și acest copac cumva înfloriți, sunteți creativi, inventivi, da, deci cumva, poate chiar rămâneți însărcinate, faceți un copil, poate și acest lucru, sau lucrați la vreun proiect nou, apar noutăți, așadar, foarte multe cărți, deci una, două, trei, patru, 5 cărți pozitive și drepte, deci așa ceva foarte, foarte rar. Deci pot să spun că norocoșii lunii, din momentul în care vizionați acest video, ați părea că sunteți voi cei care sunteți născuți în zodia Capricorn, ascendent Capricorn. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, să vă fie cu noroc, să aveți noroc, oportunități, succes în ceea ce vă doriți. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!